Scriptura m-a spus că tatuajul e, așa se sprijine pe trei piloni foarte bine definiți și care nu poate unul fără celălalt. E latura artistică, latura tehnică și latura igienică. Am vrut să devin medic veterinar. Acolo am învățat primele noțiuni de igienă, de farmacologie, de chirurgie, de... Deci nu eram, în momentul în care am început să fac tatuaje, asta e o latură foarte importantă. Am zis la Ministerul Sănătății, îmi spunea unul de acolo, doamne, dar tu crezi că noi aici avem treburi serioase, doamne, vreau mai fi cu prostii din astea pe societatea românească, doar actuală, de așa ceva are nevoie. Și am zis, bă, omule, dacă din moment ce eu am venit aici, din Sibiu, îi spune ceva, nu? Și din moment ce vreau să fac treaba asta, înseamnă că sunt oameni care vor să facă. Vor să-și facă tatuaje. Nu ai preferat să-și le facă într-un mediu controlat și într-un mediu. N-ai vrea să ai un cuvânt de spus la asta. Bă, poate nu sunt mulți, dar fiecare contează. Poate mâine vrea fiul tău să-și facă un tatuaj. De unde știi? L-ai dezbrăcat să vezi dacă are. Taică-mea nu știe ce tatuaje am. Maică-mea nu știe. Și mulți din familie nu știu ce tatuaje am. Ăsta l-am făcut așa mai mult pentru contraste, ca să vezi cam ce primești. Ești ok? Da, mână liberă. Păi da, dar totuși. Sigur. No, bine. Când mi-am făcut tatuaje la niște tatuatori pe care îi respect de mult, de mulți ani și care sunt, să zicem așa, niște monștri sacri în industrie, oameni care au schimbat, care au dat direcții, care au făcut, au revoluționat tatuajul, m-am dus și mi-am ales ceva. M-am dus așa cu o direcție vagă. Deci aici chiar e nevoie de încredere. Acum, de aici până la oameni gen Liviu care au venit și au dat mână liberă 100%, e un mare, o mare distanță, pentru că oamenii ăștia sunt tatuatori și ei știu că și nu-și doresc neapărat un tatuaj specific, el vrea ceva de la mine. Bun, eu tatuez de 20 ceva de ani, primii 10 ani, mi-a trebuit poate chiar 10 ani sau mai mult să trag o linie dreaptă. Și ca să-mi amintesc cum am făcut-o, să-mi dau seama că aia e calea pentru o linie dreaptă, de la care pornește, acum înveți, în prima zi. Era o evoluție anevoioasă și înceată. Eram doar doi oameni care niciunul nu știa nimic, niciunul nu văzuse un tatuator adevărat în viață, nu călcase într-un studio în viața lui. Când te conectezi cu un client, te-ai văzut și cu Liviu, pe când am început așa pe atras, să-l termin. Și trebuie să termin în ritmul lui, nu mă duc, nu beau 3 sticle de apă ca să mă duc de 5 ori la baie. Mă duc la baie când se duce și el, ca să nu îi mai dau un plus de stres pe care el oricum îl are datorită faptului că îl doare, are o poziție nasoală acolo. Da. Și omul ăla se duce acasă, se lovește de familie, se lovește de colegi de servici, se lovește de vecini. Ori dacă pe ăștia îi convingi că în spatele tatuajului e o poveste, în spatele tatuajului e un om, e o lucrare artistică, atunci el nu mai fie etichetat ca un așa derivent de superficial, un tâmpit care ce-a făcut eu, ce-a făcut. Tatuajul nu e numai așa o poveste pe care o faci, te duci acasă și te culci. E un commitment, e așa o atitudine față de societate, e o atitudine față de viață, e ceva care te reprezintă, așa un statement. Fiecare tatuaj reprezintă pe lângă modelul în sine, reprezintă și așa o atitudine, are un... te arată într-un fel.